pretendind gemeni. Haideți să vedem pentru doamne, da? Pentru femei. Pentru domnii nu, că astăzi e ziua femeii, da? Haideți să vedem. Cu cine veți rămâne dumneavoastră? Cu fostul sau cu soțul sau actualul? Sau va veni o persoană nouă sau cu amantul? Sau aveți deja un amant? Haideți să vedem. Cu cine veți rămâne? Cu cine, pe cine alegeți? Sau dacă vă despărțiți de actualul și apare o persoană nouă? Haideți să vedem. Ok. Așa. Hai să vedem primul bărbat cu care sunteți acum sau care ați fost sau un fost sau cineva care cunoașteți, da? Aici văd că sunteți căsătoriți, că aveți copii, că aveți fericire, că sunteți îndrăgostiți încă. Că dumneavoastră vă simțiți că este jumătatea dumneavoastră, că o să îmbătrâniți împreună, că nu mai trebuie să căutați altceva pentru că acesta este bărbatul cu care veți rămâne, care ăsta este, nu este altul. Da? Deci, cum zic, așa e scăsile aici, primul bărbat, deci primul ăsta care, cu care sunteți, la care vă gândiți, arată că sunteți îndrăgostiți și el este îndrăgostit. Dacă nu sunteți căsătoriți, vă căsătoriți. Dacă sunteți căsătoriți, nu vă despărțiți. Arată că el vrea putere, că el face ordine, că el vrea să fie ascultat, că el face planuri, că face planuri cu dumneavoastră, vrea familie cu dumneavoastră, această persoană. Poate sunteți deja o familie. Trebuie să aveți grijă că aveți o femeie sau cineva care s-ar putea să vă vrea despărțiți această femeie, să vrea ca el să plece sau o altă femeie să vă vrea, să vi-l ia, uite, să intre, să vă ia această dragoste. Dar nu cred că va putea. Hai să vedem. Da, da, ar vrea. Și el, să știți că se gândește. Uite, îi face și vrăj ca să vă îl ieie. Sau i-a făcut. Deci dacă sunteți despărțiți de acest bărbat, despărțite, este din cauza vrăjilor. S-ar putea aceste, cu cine sunteți aici, să, el se gândește și, cum să spun, el se gândește la toate posibilitățile, din toate punctele de vedere cu relația cu dumneavoastră, că ce ar mai putea salva sau ce s-ar mai, de ce e blocajul, de ce e despărțirea, să știți că se gândește el. Sau că este o probă, sau de situație cu sacrificiu, stă și observă, se gândește. Aici are de gând să vină să vă aducă un cadou. Să știți că este o situație foarte grea aici. Foarte grea. Probabil pentru că văd că ori sunteți căsătoriți sau ați fost căsătoriți și sunteți divorțați sau neapărat divorțați, despărțiți, pentru că el a plecat cu alta. Da, este din cauza vrăjilor, din cauza acelei, da. A terminat cu dumneavoastră, vă împăcați, să știți, vă împăcați. Se întoarce acest bărbat. Este făcut ceva pe el, dar se întoarce. Deci dacă sunteți despărțiți de acest bărbat din primul și îl vreți înapoi, îl veți avea înapoi, să știți. Îl veți avea, da. Doar că trebuie să aveți un pic mai multă răbdare, multă răbdare vă trebuie. Pentru că are făcut multe porcării. Așa. Haideți să vă spun următorul. Dacă aveți un amant sau dacă vă apare o nouă dragoste, mai ales la cei care sunteți singuri, da? Singure, pardon. Aici
acest bărbat foarte mult vă iubește, foarte mult, are sentimente foarte multe, foarte, foarte mare dragoste pentru dumneavoastră. Dumneavoastră nu îl răniți, să știți, pe acest bărbat. El ar fi dispus totul cu dumneavoastră, vrea familie cu dumneavoastră, vrea să fiți în viața lui. Ăsta vă uite, vrea cu tot din adinsul să fiți cu el. Nu o să vă lase în pace acest bărbat. Sau o să vină cineva în viața dumneavoastră cu care o să aveți familie. Sau vă vrea foarte tare. Dumneavoastră nu, pentru că încă vă gândiți la un ex, la un fost, sau vreți pe cineva în care aveți sufletul la acea persoană, la celălalt probabil, sau la altcineva. Aici arată că el vă iubește, acest amant, acest bărbat, sau următorul o să vă iubească foarte tare, că visează cu dumneavoastră, că îl răniți foarte mult. Haideți să vedem dacă rămâneți cu el. Nu rămâneți cu el, vedeți? Nu. Parcă aveți copii cu celălalt și nu, nici nu-l acceptați, probabil, unele doamne, nici nu-l acceptați pe acest bărbat. Deci nu, rămâneți cu celălalt, cu primul. Sau foarte greu să vă desprindeți de trecut. Cam asta a fost pentru dumneavoastră cei din Gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.